Ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi răspunde doamnei Lenuța Jurablea, care mi-a trimis fotografie cu un model de floare pentru aplicat în păr, pe pânglicuțe, pe diferite alte lucrări. Vin în întâmpinarea doamnei cu un proiect realizat de mine. Acel proiect eu nu pot să-l fac deoarece nu mi-aparține. Și în momentul în care nu mi-aparține, va fi deja copyright și atunci voi avea probleme cu YouTube-ul. Deci eu vin cu proiectul meu, cu ceea ce am gândit eu și voi folosi pentru aceasta firul de bumbac, aici se numește 3 sfere, este fir de bumbac care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 1 și numărul 3 și apoi voi folosi firul verde, alizee, diva și acesta îl voi lucra cu același tip de croșet, croșetul numărul 1. Apoi, pe măsură ce vom lucra, voi veni cu restul materialelor și, bineînțeles, cine va dori va putea să lucreze acest proiect. Voi începe realizând un prim ochi de lanț cu care începem lucrarea noastră. Acesta nu-l vom pune la număr și vom continua, deci, lucrând 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6. Mă voi întoarce în primul ochi de lanț din început și voi închide totul cu fir alunecat. Acum voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care, cade ghemul, după care voi lucra, am luat odată firul pe croșet, în interiorul cercului voi intra și voi lucra cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu. Deci am un total de 3. 3 ochiuri de lanț de separare, după care voi intra din nou în interiorul cercului și voi lucra din nou 3 ochiuri, 3 piciorușe duble, scuzați. Trei ochiuri de lanț de separare, 1, 2, 3, și în interiorul acestui cerc noi vom lucra un număr de 5 astfel de rapoarte de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. După cum puteți vedea, aici am 1, 2, 3, 4, 5, 5 grupe de câte 3 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Acum voi face ultimele 3 ochiuri de lanț cu care voi închide acest rând în cel de-al treilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Vom încheia cu fir alunecat. Apoi voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, deci în mijloc. Voi face un picioruș scurt. Iau firul odată pe croșet și mă deplasez în arcul format din cele 3 ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu redus. Vedeți, am 3 fire pe croșet, le voi închide împreună. Firul pe croșet și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, de două ori firul pe croșet, pentru că voi face un picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Trei ochiuri de lanț, mă întorc la bază, voi închide totul cu fir alunecat, din nou de două ori firul pe croșet, voi intra din nou în corespondența aceluiași spațiu și voi face un picioruș dublu înalt,
Două piciorușe duble. Și un picioruș dublu redus. După care voi intra din nou în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior și voi face piciorușul scurt. Deci recapitulăm încă o dată, să-mi iau firul destul, să nu mă chinui. Iau firul pe croșet, intru în corespondența arcului și voi face un picioruș dublu redus, două piciorușe duble. 1, 2, de două ori firul pe croșet voi face un picioruș dublu înalt. Trei ochiuri de lanț cu care voi forma un picot. Închidem picotul cu fir alunecat. Continuăm de două ori firul pe croșet în corespondența aceluiași spațiu, un picioruș dublu înalt, două piciorușe duble, primul, cel de-al doilea, un picioruș dublu redus. Și voi închide cu picioruș scurt în corespondența cel de-al doilea picioruș dublu din rândul anterior. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Am completat și ultimul spațiu. Acum voi închide cu fir alunecat în primul picioruș scurt pe care l-am realizat la începutul acestui rând, acel picioruș unde noi am închis de fapt rândul anterior. Voi scurta firul și voi închide lucrarea. Firul, bineînțeles, apoi îl vom ascunde pe spate, fie cu croșetul, fie cu acul, cum vă este mai ușor dumneavoastră. Închid în felul acesta, îl voi trece încă o dată pentru a-i da mai multă stabilitate, în felul acesta, după care mi-l scurtez. Eu cred că va ieși totuși ceva destul de drăguț, dacă va ieși așa cum mi-am imaginat eu, să vedeți că totul va fi ok. Consider eu. Acum, voi trece la faza a doua. Eu aici am niște mărgeluțe verzi, uitați-vă, sunt foarte, foarte scurte. Nici nu le-am măsurat de curiozitate să văd câți 6 mm lungime. Cu acestea vom începe să îmbrăcăm și să formăm mijlocul florii. Acul de cusut cu fir transparent. Dacă nu aveți fir transparent cu un alt tip de fir care oricum să fie într-un fel sau altul un pic invizibil. Și întâi mă voi asigura aici pe dos. Dosul lucrării. Acesta. Vom face așa o combinație, în modul în care floarea să aibă un aspect cât mai plăcut. Ați văzut că i-am făcut și un mic nod, după care eu voi trece cu acul. Voi intra exact în mijlocul acestui spațiu liber. Deci voi intra practic în rândul de piciorușe, de ochiuri de lanț, de fapt, care le-am realizat la început. Și voi pune prima mărgeluță verde. În felul acesta îi vom da forma dorită de doamna Lenuța, să fie cât mai aspectoasă. Voi pune
prima margeluță verde. Voi intra cu acul. Așa că acum greșeam. Voi intra cu acul din nou în spațiul de deasupra, în modul în care să dăm stabilitate acestei mărgeluțe. Vedeți? Creăm acea parte verde care formează. Voi ieși cu acul din nou, mai mult sau mai puțin în același loc, pentru că voi aplica și cea de-a doua mărgeluță. În felul acesta vom aplica pentru fiecare petală câte două mărgeluțe și astfel vom acoperi acel, nu vrea, vom acoperi acel gol. Ia uitați-vă ce probleme face acum. Deci am reușit, am schimbat mărgeluța și voi intra cu acul exact în același loc de unde am început. Vedeți, încet încet voi trage firul și vom umple acest gol, după care ne deplasăm pe mijlocul următoarei petale și voi intra din nou în locul cel mai sigur și voi face aceeași operațiune de jur împrejur. Noi ne vom întâlni când vom termina de cusut toate aceste mărgeluțe, pentru că ar trebui să stau aici o infinitate de timp, altfel, și vom continua apoi. Ia uitați-vă, aceasta a intrat foarte repede, deci deja sunt un pas înainte. Noi ne întâlnim când vom termina de cusut mărgeluțele verzi. Eventual, dacă nu aveți mărgeluțe lungi, puteți pune chiar și mărgeluțe rotunde. Am încheiat de cusut toate mărgeluțele verzi, apoi din nou cu acul voi intra în spațiul din mijloc, în corespondența ochiurilor de lanț, pentru că acel spațiu este foarte, foarte solid. Și voi aplica o mărgeluță cu un diametru de 6-8 mm aceasta are. Așa. Deci o voi coase aici, în mijloc. Îi voi da stabilitate, voi intra din nou cu acul. Veți vedea că la urmă va ieși ceva ce va semăna cu modelul pe care mi l-ați trimis dumneavoastră. Și cred că vă va plăcea, doar că este și acela este foarte migălos, pentru că și acela are mărgeluțe. Apoi voi, după ce mi-am fixat mărgeluța aceasta mare, voi intra cu acul undeva aici, într-o parte, nu are importanță unde, deci din nou pe rândul principal și voi îmbrăca de jur împrejur această mărgeluță cu mărgele mici de 2 mm. Înainte de a începe să aplicați mărgeluțele, vă rog să treceți cu acul prin ele, să fiți sigure că acestea vor fi ușor de introdus prin ac. Deci să nu vă chinuiți așa cum m-am chinuit eu. Eu am dat deja deoparte câteva mărgele. Avem 4 până acum, să vedem exact cam câte ne sunt necesare. Cred că în jur de 12, după experiența mea. 5, 6, 11 sau 12 vor fi, cu siguranță. Avem 6.
Apoi depinde și de mărgeluța pe care o folosiți dumneavoastră în mijloc. Depinde foarte mult și de firul pe care îl folosiți, de croșetul cu care lucrați, pentru că știți, întotdeauna în funcție de fir, în funcție de croșet, este și dimensiunea lucrării. Să vedem cum suntem, în ce mod suntem aici. Un pic cam dificil va fi, însă vom ieși la capăt, cu siguranță. Da, cred că trebuie să mai pun una, două. Deci am 2, 4, 6, 8, 9, 10. Acum voi pune totul de jur împrejur. Una. 11. Deci eu am nevoie de 11 mărgeluțe în felul acesta. În momentul în care mi le-am înșiruit toate, voi încerca să le așez cât mai stabil, să le dau stabilitate. Și în ce mod le voi da stabilitate? Trecând din nou prin mijlocul margelei mari, cu acul. Deci de aici am pornit și aici voi intra din nou. Nu știu cum este acasă, la mine este o îndușeală și atât de cald, am decis să lucrez un pic acum ziua, pentru că seara sunt extrem de obosită și nu reușesc, practic. Când termin, sunt epuizată când termin orarul de muncă. Din nou, altceva ce doream să spun doamnelor, nu reușesc să intru pe Messenger, să știți, nu am timp, practic. Cine îmi scrie pe Messenger, îmi pare foarte rău, nu întotdeauna reușesc să vă răspund. Deci, după ce am trecut cu acul prin mijlocul mărgelei mari, voi începe încet, încet să dau stabilitatea acestor mărgeluțe în modul în care să aibă un aspect cât mai plăcut. Deci voi intra practic printre ele și mi le voi fixa în modul în care doresc eu. Eventual putem trece cu acul prin acestea și astfel le vom da stabilitate cât mai mare și ni le vom aranja așa cum dorim. Deci încet, încet. Prinde una, da, una, nu, două, în modul în care mie îmi vine cel mai ușor pentru a le fixa. Încet, încet le vom coase fiecare. În același timp, din când în când, vom intra și în corespondența părții croșetate. Vedeți? În felul acesta stabilizăm lucrarea. Eu știu că este un pic cam dificil, însă până când nu transpirăm un pic, să știți că nu reușim să facem nimic. Așa că trebuie să muncim pentru a realiza frumusețe. Altfel, uitați-vă, mi le cos încet, încet. Dacă exista o altă soluție, bineînțeles că nu recurgeam la ac, dar așa e. Voi trece și prin ultimele două pentru a le uni aici între ele, a le da un aspect cât mai plăcut posibil. Chiar dacă la început părea incertă
chiar dacă părea incert reușita acestei flori, vedeți că încet, 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 cu răbdare, ajungem acolo unde ne dorim. Și voi fixa din nou, voi trece prin alte două mărceluțe, astfel încât toate să fie practic aliniate. Eventual aceasta o puteți face și separat și apoi să o aplicați pe floare. Însă este mult mai greu să dați stabilitate mărgeluțelor lucrând-o separat. Deci am ajuns și la capătul acesteia. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Mie îmi place. Mă rog, eu mă laud că e lucrarea mea. Voi întări un pic aici. Voi face un nod sau două. Voi trece cu acul prin acest fir transparent. Este firul folosit de pescari. Așa, și vom da un pic deoparte această lucrare. Lăsăm firul aici pentru că vom avea nevoie și vom continua. Acum vom trece la executarea frunzei. Așa cum vă spuneam, voi folosi firul Alize Diva. Dumneavoastră veți folosi firul care doriți. Am făcut un ochi de lanț de început, după care voi continua lucrând un număr de 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apoi, începând din cel de-al doilea, deci nu intrăm aici în primul ochi, imediat după croșet, în cel de-al doilea vom intra și vom face un picioruș scurt. Firul odată pe croșet, intrăm în următorul ochi de lanț și vom face un picioruș dublu redus. Firul odată pe croșet, vom intra în următorul ochi de lanț și vom face un picioruș dublu. Firul odată pe croșet, vom face cel de-al doilea picioruș dublu, deci două piciorușe duble consecutive. Firul de două ori pe croșet și voi face un picioruș dublu înalt. Voi coborâ în jos cu alte două piciorușe duble. 1, cel de-al doilea, picioruș dublu redus în următorul. Un picioruș scurt în ultimul ochi de lanț. Așa. În acest moment am ajuns exact în punctul de unde am început frunza. Vom ține acest fir pentru că îl vom ascunde. Vom intra în ochiul de lanț de început, primul, și voi face 1, 2 și cel de-al treilea picioruș scurt, după care încet încet mă întorc în sus, pe partea cealaltă, după cum vedeți, și voi intra în primul ochi de lanț și voi face un picioruș scurt. Continui cu picioruș dublu redus. Două piciorușe duble consecutive. Vom fi atente să prindem și firul pe spatele lucrării până la un anumit moment, după care îl vom abandona. Deci cel de-al doilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț și voi continua cu piciorușul dublu înalt. Două piciorușe duble consecutive
ciorușul dublu redus și am ajuns în mijlocul frunzei. Aici, în acest spațiu, vom intra și vom lucra din nou. 3 piciorușe scurte. 1, 2, cel de-al treilea. Vom coborâ în jos cu piciorușe scurte. 1, 2. Vom face modul în care să nu sărim niciun picioruș. Mergem totul de jur împrejur, încet, încet. Astfel vom da un pic de stabilitate acestei frunze. Dorind, se poate pune și firul metalic, care va ține mai bine lucrarea, însă dacă folosiți această floare pentru a ornamenta coafiura, nu vă sfătuiesc acel fir metalic pentru că vă poate răni eventual un capăt al acelea. Și mergem de jur împrejur. Piciorușe scurte. Până în momentul în care vom ajunge din nou în vârf, unde vom încheia floarea, frunza, scuzați, în felul acesta. Aici vom scurta firul, vom închide lucrarea, vom ascunde firul dedesubt. Dacă mă auziți pufnind așa câteodată, să știți că mi este foarte cald. În cameră, la această oră, eu am 31 de grade. Nu deschid aerul condiționat pentru că este chiar aici deasupra mea și întotdeauna după aceea mă doare gâtul, mă dor amigdalitele. Deci voi scurta aceste capete de fire, le dăm deoparte. Așa cum spuneam, dacă doriți pentru altceva, puteți pune de jur împrejur firul metalic. Ați văzut și alte dăți, modul în care eu l-am utilizat acel fir. Iar acum, din nou cu acest fir invizibil, eu voi coase frunzulița de floricică, în modul în care aceasta să-mi stea aici așa cum doresc eu. Vedeți că este foarte folositor și acest fir transparent. Nu se vede ceea ce execut, pentru că firul este invizibil. Mi-am cusut aici frunzulița, mi-a ieșit și firul din ac, așa, după care vom închide pe spate. Deci aici pe spate voi face cu acest fir invizibil câteva noduri. Eu am făcut deja două. Îl voi face și pe cel de-al treilea, ca să vedeți și dumneavoastră. Voi scurta firul. Iar apoi cu bricheta voi arde un pic acest capăt, cu atenție să nu ardem lucrarea, așa. Și partea aceasta de început. Și aici voi arde un pic cu bricheta.
felul acesta, apoi pe spate putem aplica o bucățică de feltru. Depinde la ceea ce doriți să o folosiți. Dacă doriți pentru pus în păr, trebuie să aplicați aici feltru cu clămița care va veni apoi pusă pe coafiură. Dacă doriți să o aplicați pe un mileu, pe o față de masă, la o geantă, pe o coroniță, o pânglicuță, nu știu dacă. Deci, la coroniță, sigur va fi nevoie de feltru. Însă, la geantă, la alte aplicații, nu. Acum eu voi încerca să vă arăt și modelul care mi l-a trimis doamna. Eu nu lipesc pentru că îl voi folosi într-un alt proiect și veți vedea apoi cum seamănă. Seamănă, nu? Ce părere aveți? Doar că al dumneaei aici este lucrat în alt mod, așa cum spuneam, nu pot să-l execut în acel mod, pentru că ar fi copyright. Eu atât am dorit să vă prezint astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like, un comentariu. Acestea mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube. Există și acea secțiune de a deveni membru, cine dorește, în momentul în care voi avea membri. Bineînțeles că aceștia vor avea parte de un tratament special, vor avea ceva în plus decât abonații obișnuiți. Așa cum vă spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc, vă doresc o zi minunată, vă salută Tatiana și ne vom reîntâlni. La revedere!